după un meci în care greșelile personale au făcut diferența. Cred că noi, prin jocul pe care l-am făcut, indiferent ce echipă întâlneam, nu puteam câștiga. Sunt dezamăgite, dar sunt vinovate în mare parte. Noi avem partea noastră de vină, dar nu noi jucăm în teren, nu noi aruncăm mingile în tușă, nu noi facem forțări. Poate din prea multă dorință am ajuns să facem prea multe greșeli. Nu mă explic, o să analizăm, acum nu vrem să vorbim despre acest meci, vrem doar să fim relaxate și să ne pregătim pentru următorul meci. Asta e, nu putem trăi din amintiri. Cu 5 puncte în grupă, Olchimul va juca pe viață și pe moarte duminica viitoare cu Crin pentru a-și asigura prezența în semifinalele Ligii Campionilor. Meciul e în direct la Digi Sport 1 de la ora 18. Important e că totuși am luat un punct și ne-am pierdut. Este mult mai bine un egal decât o înfrângere. Va trebui să jucăm un meci cu Crin și să-l câștigăm cu orice preț. Novak nu a fost singurul reprezentant al familiei Djokovic în primul tur al Open-ului din Dubai. Fratele său, Marco, a primit un wildcard și la 20 de ani a disputat abia al treilea său meci în circuitul ATP. Mai are însă mult